să vorbim un pic despre actualitatea internă și revenim pe măsură ce vom avea ori informații relevante, ori persoane avizate în acest domeniu al luptei împotriva terorismului cu care să vorbim. Avem un fel următor. Astăzi, Departamentul Național Anticorupție, dacă tot vorbim despre instituții de forță, astăzi Departamentul Național Anticorupție primește un nou sediu de la statul român. Haideți să înlocuim aceste imagini ale oribilului atentat cu imaginile superbului palat pe care îl primește DNA. Acolo va fi noul sediu. Este vorba despre Hotel Triumf de pe Chiselef. Este vorba despre un castel la propriu. O să-l vedeți în imagini. Sunt convins că ați trecut pe acolo. N-aveați cum să nu treceți. Iată, așa arată. Este un castel. Adică e aproape că poți să filmezi Urzeala Tronurilor. Game of Thrones. Pe sistemul a sunat Cersei și a zis că, băi, îi place castelul ăsta. E, nasol, ia lui Chioveș. Deci DNA-ul a primit acest castel, stimați cetățeni, care este și pe un domeniu. Deci nu este doar ceea ce vedeți, e mult mai mult de atât. Sunt niște hectare de teren cu verdeață, o oază de verdeață în jurul acestui palat în care va funcționa DNA. Nici nu știu cum să caracterizez, sunt foarte indignat. E Adrian Ursu pe telefon. Ok, hai să intre Adrian Ursu pe telefon în emisiune. Bună seara, Adrian! Bună seara, Mircea! Am comentat și noi, într-adevăr, imaginile astea cu palatul DNA-ului astăzi și, într-adevăr, e revoltător că statul român s-a gândit să realizeze triumful corupției, dând Direcției Naționale Anticorupție, ceva ce, în mod evident, a ajuns o ruină pentru că niște corupți au dorit să-l facă o ruină. Întorcându-ne însă la informațiile pe care reușim să le culegem în clipa asta despre ceea ce s-a întâmplat la Istanbul, sunt date care converg spre următorul tablou. Doi atacatori sinucigași au reușit să pătrundă în terminalul internațional al aeroportului Atatürk, deci acolo de unde pleacă toate cursele spre multe destinații. Știm foarte bine că aeroportul din Istanbul, așa cum precizai și tu, este o poartă spre Orient, dar și spre Occident. De altfel, compania Turkish Airlines este una care deservește foarte multe destinații. Să nu uităm că a fost și declarată compania anului în lume în 2014. Cei doi au reușit să pătrundă la intrarea în terminalul internațional cu încărcături explozive. Cei de la BBC relatează că a avut loc un schimb de focuri cu persoanele din securitatea aeroportului, presupunem din datele pe care le furnizează agențiile de presă, înainte de momentul detonării a avut loc acest schimb de focuri, după care a urmat explozia. Vorbesc jurnaliștii prezenți la Istanbul despre posibilitatea că acest atac să fi fost bine coordonat, să fi fost pregătit în acest fel, încât să fie, așa cum am văzut și în alte cazuri, un atac mix, un atac cu dublă sau triplă siguranță, astfel încât dacă eșuează una dintre treptele acestui atac să fie declanșat automat a doua. Iată, apar și reacții ale politicienilor relevanți pe planetă. Unul dintre ei este Donald Trump, de fapt primul care a avut o reacție. El o are pe Twitter, deci acum 4 minute Donald Trump scrie pe Twitter: iată încă un atac terorist, de data aceasta în Turcia. Oare va realiza în sfârșit lumea ceea ce se întâmplă? E atât de trist, zice Donald Trump și revine peste 2 minute, deci acum 2 minute postează și zice: trebuie să facem tot ceea ce este posibil să ținem acest tip de terorism oribil în afara Statelor Unite. Sigur. Se grăbesc, iată, să capitalizeze. Da. Așa cum, de altfel, am văzut că s-a întâmplat și în România la tragedia de la Colectiv, care a fost speculată în mod politic, cât se poate și de egoist, de pentru cinic că și Donald și Trump vorbește despre a ține cât mai departe de Statele Unite acest fenomen, nu de a încerca să degăsească originea lui și de a salva viețile, inclusiv ale celor care se află în afara originea Statelor lui Unite. Este bine cunoscută, dacă
acest atentat este marca ISIS, originea ar fi și ușor identificabilă geografic. Poate să fie și PKK, este de altfel sursa ultimelor atacuri din Istanbul și din alte zone ale Turciei, din Ankara, Partidul Muncitorilor din Kurdistan, dar și grupări afiliate ISIS sau organizat atacuri teroriste pe teritoriul Turciei, o țară care, să nu uităm, în clipa de față este profund afectată, inclusiv în privința veniturilor pe care le obținea din turism, iar acest atac care se produce chiar în aeroport, adică în poarta de intrare în Turcia, probabil că va da o lovitură și mai cruntă relațiilor pe această filieră turistică. Breaking news la Fox News. Fox News, acum 14 secunde pe Twitter, spune că au surse în interiorul autorităților turce care spun că nu au fost 2, ci 3 atentatori sinucigași. Aceasta este cea mai recentă informație la nivel mondial. Surse ale Fox News din cadrul autorităților din Turcia spun că au fost 3 atentatori, nu 2. Presa franceză vorbește despre 20 de răniți transportați de urgență de echipele de salvare mobilizate la fața locului la spitalele din Istanbul, în vreme ce corespondentul BBC în Turcia amintește despre problemele grave de securitate la nivelul aeroportului Atatürk, care era declarat o zonă vulnerabilă pentru că, spune corespondentul BBC, în ciuda controlelor severe la porțile de securitate cu raze X și cu sistemele de detecție a metalelor, existau lacune grave în privința controalelor asupra mașinilor care intrau în incinta aeroportului. De asemenea, breaking news sinistru, tot al Fox News, care îl citează pe guvernatorul Istanbulului, care spune că au fost de fapt 28 de morți. Aceasta este noua cifră sinistră avansată de Fox News, ar fi de fapt 28 de morți în Istanbul în atacul de la aeroport. Din păcate seamănă foarte mult acest atac cu cel de la Bruxelles, în zona aeroportuală, care este mai puțin supusă controalelor, acolo unde oricine practic poate intra fără a fi supus unor verificări amănunțite. Sigur, vorbim despre un aeroport, ar fi putut să fie la fel de bine vorba despre o gară. Despre o gară, despre o piață, despre, sigur, și mai despre un mall. Despre... Exact. Reuters confirmă, de asemenea, at least 28 reported dead. Deci, cel puțin 28. Numărul decedaților, din păcate, este în creștere și văd că toate agențiile de presă anunță asta și confirmă că numărul răniților ar fi și mult mai mare și posibil dintre aceștia unii în stare foarte gravă sau mobilizat în zona aeroportului Atatürk în clipa de față, foarte importante de securitate, sigur, mult prea târziu. Probabil că era bine ca aceste controle și desfășurări de efective să fie mai ample încă dinainte, după ce Istanbulul și Ankara și alte zonele Turciei fusese rățintă acestor atacuri. Bun, dar cu toate astea e foarte complicat să transformi un aeroport într-o bază militară, adică este al treilea aeroport din Europa, e cât jumătate din București. Acolo zilnic e un trafic de persoane uriaș. Lume vine, lume pleacă din Istanbul. S-a pus problema pe plan internațional de fiecare dată când au fost astfel de evenimente oribile, s-a pus problema contra informațiilor. Adică sigur că, mă rog, controlarea de securitate au un rol foarte important și eficace în multe situații. Dar se pune problema eficacității serviciilor de informații care trebuie să preîntâmpine astfel de evenimente sinistre. Și tare mi-e teamă că acestea, cu cinismul cu care ne-am obișnuit, vor specula și această nouă dramă, în sensul în care ele trebuie să aibă puteri sporite, ele trebuie să aibă acces sporit în viața fiecăruia dintre noi, pentru că iată ceea ce se întâmplă. Niciodată lor nu este de ajuns, niciodată ele nu sunt vinovate. Întotdeauna faptul că n-au destul, că nu li se permite destul, asta este întotdeauna culpa. Niciodată lipsa lor de competență și de profesionalism. Deci tare mi-e teamă că... Daily Telegraph confirmă 28 de morți și 60 de răniți. O altă informație care cred că este importantă, 61 de milioane de călători au tranzitat anul trecut aeroportul Atatürk. Repet, 61 de milioane de călători.
Nu se confirmă deocamdată, am atras atenția, dar trebuia să o dau, dar am atras atenția că informație pe sursă care nu este nici pe departe verificată, dar nu se confirmă deocamdată faptul că Victor Ponta s-ar fi aflat oarecum în sfârșit în apropiere de aeroport. Vom intra în curând în legătură cu unul dintre corespondenții noștri aflați la Istanbul și probabil că vom afla mai multe date despre atmosfera care, fără îndoială, în clipa de față a schimbat starea de spirit a locuitorilor Istanbulului. Ne povestea zilele trecute Alin Burcea de la Paralela 45, cea mai importantă agenție de turism din România, că turismul pe destinația Turcia a fost profund afectat de ultimele atacuri. Mulți dintre românii care își contractaseră vacanțe în Turcia au preferat să se reorienteze, probabil, așa cum spuneam, că această acțiune îndreptată chiar împotriva aeroportului va face ca efectele negative asupra turismului în Turcia să fie și mai mari. Acum, sigur că în stațiunile acelea celebre din Turcia, de la mare, nu s-au înregistrat astfel, din fericire, astfel de evenimente, dar există, normal, o teamă corectă, reflexă, atunci când vezi astfel de drame. Acolo... Sunt mulți turiști care foloseau aeroportul din Istanbul drept escală, drept conexiune pentru alte zboruri, pentru alte destinații. E adevărat. Pe de altă parte, nu știu dacă a scăzut foarte mult turismul în Paris, având în vedere că s-au confruntat și s-a confruntat și Parisul cu astfel de evenimente și nu unul. Urmăresc în continuare cele mai proaspete informații la nivel mondial. Îl avem, ok, îl avem acum în direct alături de noi prin telefon și pe Cătălin Harnagea, fost șef al SIE. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Am înțeles că aveți informații în legătură cu acest atentat? Da, lucrurile s-au întâmplat, hai să spun, într-un mod necaracteristic pentru un atentat asupra unor ținte soft, așa cum se numesc ele, fiindcă aeroportul din Istanbul, așa cum destul de multă lume știe, are două centuri de securitate. Una aproape de intrare și a doua după check-in. Da, adică una este externă. Primul atentator, tocmai ca să atragă atenția, s-a aruncat în aer în afara aeroportului, înainte de prima centură de securitate. Și a lăsat posibilitatea celui de-al doilea să intre, să deschidă focul și, bineînțeles, după aceea să fie împușcat, să se și arunce în aer în zona check-in-ului. Deci, practic, au reușit să treacă de două, aproape să ajungă la a doua centură de securitate a unui aeroport. Ceea ce este, din foarte multe puncte de vedere, o amenințare foarte, foarte clară și serioasă asupra unor aeroporturi care, în general, au o singură zonă de securitate. Vă întrerup pentru că am o informație chiar acum de la redactorul șef de la Știri. Există un grup de români blocați în zona liberă după controlul pașapoartelor cu care echipa consulară ține legătura telefonic. Sunt români care așteptau să plece cu o cursă Turkish Airlines și nu a mai zburat către București. Deci, încă o dată vă spun, există un grup de români care sunt în regulă, adică din fericire nu au avut probleme. Și există un grup, deci acest grup de români este blocat în zona liberă după controlul pașapoartelor cu care echipa consulară ține legătura telefonică. Acești români așteptau să plece cu o cursă Turkish Airlines, care evident n-a mai zburat către București. Vă rog să continuați. Ceea ce s-a întâmplat arată că, de fapt, zonele foarte populate, care în sfârșit nu sunt, n-au cum să fie securizate excesiv, cum sunt gările, cum sunt aeroporturile, cum sunt stațiile de metrou, vor fi probabil în viitor sub atenția forțelor, structurilor de poliție și a structurilor militare, fiindcă există foarte multe comentarii chiar acum după acest atentat, unde se pune în discuție chiar posibilitatea de a exista de acum încolo o a treia zonă de securitate mai
departe de intrarea în, în terminalul aeroportului, de fapt în aeroport. Pe Ataturk au fost anul trecut 61 de milioane de călători. După, după aeroportul din Londra și după cel din Paris, este al treilea din Europa, repet, 61 de milioane de călători. Este o țintă pentru ceea ce vă spuneam, țintele soft extraordinară, perfectă. Dar, bineînțeles, ei trebuiau să treacă de primul cordon de securitate și au reușit să treacă. Un post de televiziune de stat din Turcia ne spune că au fost, de fapt, 3 explozii, nu 2. Acestea sunt ultimele informații. Că ar fi fost 3 atentatori, nu 2, și că ar fi fost 3 explozii, nu 2. Vă reamintesc, sunt 28 există. De morți și 60 de răniți confirmați în acest moment. Există și o informație cum că atacatorul care a reușit să intre în zona Cechinului a aruncat și o grenadă în, într-o zonă populată. Dar ați văzut secvențele acelea pe care le difuzăm în buclă? Da, le-am văzut. Aia nu cred că e o grenadă, cred că e ceva mult mai puternic de atât. Nu, este un exploziv mult mai puternic. Dar din ce ne-ați povestit dumneavoastră, înseamnă că unul dintre acești teroriști kamikaze a fost folosit ca momeală. Momeală, dar zona era foarte aglomerată în față, fiindcă acolo se formează cozi imense în zona de intrare a aeroportului Ataturk. Și se staționează din taxiurile, în sfârșit mașini, autocare. Tocmai declanșarea primei explozii a fost ca să îi acorde o acoperire celui de-al doilea care a intrat în armat în aeroport și a deschis focul, s-a aruncat în aer și se pare că a aruncat și o grenadă. Dar nu este nimic sigur la ora actuală. Vă reamintesc că, stimați cetățeni, e confirmată informația conform căreia există un grup de români blocați în zona liberă după controlul pașapoartelor. Sunt în regulă, n-au pățit nimic. Echipa consulară ține legătura telefonică cu domniile lor. Așteptau să plece către București cu o cursă Turkish Airlines. Evident, n-au mai putut să decoleze. Domnule Harnagia, vreau să vă întreb. De ce lumea civilizată care dispune de toate aceste mijloace sofisticate și foarte costisitoare, de scuturi antirachetă, de sateliți, de mijloace din acestea, repet, extrem de sofisticate, de interceptarea convorbirilor telefonice, de legi care să le permite intruziunea în viața privată a fiecăruia dintre noi, de ce totuși nu reușesc să preîntâmpine astfel de atentate care au o frecvență enormă? Da, ele se întâmplă cam o dată sau chiar de două ori pe lună, dacă ne uităm în toate colțurile, în toate zonele globului, fiindcă procentul statistic de probabilitate ca un asemenea atentat făcut de persoane care nu țin neapărat o legătură sau au un canal direct cu vreo celule teroriste este cam de între 5 și 10% ca acest un tip de genul ăsta de atentat să fie în sfârșit pe undeva prevăzut și într-un fel rezolvat înainte de a se întâmpla. Vreau să vă spun să vă dau un singur exemplu. În iunie, poate puțină lume își aduce aminte, în Tel Aviv, deci în inima structurilor antitero a serviciilor de informații ultraperformante, în Tel Aviv, pe o esplanadă cochetă, doi oameni îmbrăcați la cravată, foarte modern și cu niște costume selecte, s-au așezat, au luat un desert, după care s-au ridicat și au început să împuște de jur împrejur. Au murit 4 persoane fără ca nimeni să realizeze că cele 2 persoane, acei 2 bărbați, erau de fapt niște teroriști. Adrian Ursu, ești cu noi în continuare? Dorești să intervii? Sunt în continuare și încerc să urmăresc fluxurile de informații. Ministrul de Justiție al Turciei confirmă faptul că primul atacator a deschis focul cu un Kalashnikov înainte de intrarea în aeroport, ce gestionea și domnul Harnagia, după care s-a detonat, în vreme ce BBC vorbește de cel puțin 3 atacatori și 3 explozii, confirmând de asemenea cifrele furnizate de guvernatorul Istanbulului, 28 de morți și 60 de răniți în clipa de față. De asemenea, Mark Leuven, corespondentul BBC,
vorbește despre un atac terorist major foarte bine coordonat, ceea ce vine în convergență cu ceea ce discutați mai devreme împreună cu fostul director al Serviciului de Informații Externe, și anume faptul că au fost anclanșate în trepte fazele atacului, astfel încât să creeze o diversiune, după care să facă mai ușoară penetrarea în incintă. Se vede că a fost aplicată o tactică militară, în sfârșit, evident, fiindcă altfel în al doilea atacator n-a dat cum să intre foarte aproape de zona de check-in. Adică acești atentatori respectau o tactică, foarte probabil, da, aveau un antrenament specific. Sigur, sigur erau foarte Nu erau niște pur și simplu persoane radicalizate, așa cum s-a întâmplat la ultimul atac din Statele Unite. Nu, nu, n-ai cum să intri pe aeroportul din, mai ales de al doilea filtru, dacă nu știi foarte bine cum să-ți, hai să spun, organizezi întreaga acțiune, fiindcă s-a văzut de la bun început că ei erau pregătiți, aveau absolut toate coordonatele și pe undeva au intuit reacția autorităților, chiar dacă ele au fost extrem de rapide, ei au fost uciși, nu chiar instantaneu, dar oricum în câteva minute. Și cu toate astea au reușit să declanșeze cel puțin două explozii, una în afară, unde oricum e o zonă foarte, foarte aglomerată, și una în interior. Euronews avansează... La Bruxelles a fost, practic, aeroportul din Bruxelles, un atac gândit la fel în trepte. Au fost explozii consecutive, astfel încât să producă pagube și victime cât mai însemnate. Pare că este noul plan, pare că este undeva un antrenament sau un instructaj bine făcut către aceste grupări, care iată acționează în colțuri diferite ale Europei, ale lumii civilizate, așa cum o numim noi. Euronews avansează o nouă cifră cu privire la atentatori, că ar fi fost chiar 4. Da, așa cum spuneam, și BBC vorbește de cel puțin 3, up to 3 este formula pe care o folosesc jurnaliștii britanici. Da, e vorba de o mică explozie care în sfârșit n-a fost de volumul cele pe care ați prezentat-o dumneavoastră în imagine. Se pare că a fost o grenadă, spun dânsii, deci al doilea atentator ar fi avut o grenadă, a aruncat o grenadă în zona check-in-ului, după care s-a aruncat în aer. Domnule Harnagea, probabil de asta e... În acest moment atentatul nu este revendicat. Există, sigur, având în vedere că e vorba despre Turcia, cele două posibilități întotdeauna valabile, ISIS sau PKK. De ce credeți totuși că lumea civilizată, care dispune de atât de multe forțe, de toate felurile, de toată tehnologie, de toată știință militară, de ce nu reușește lumea civilizată să anihileze o mână de scelerați, până la urmă denumiți ISIS? De ce credeți că se întâmplă treaba asta? De ce trebuie să trăim cu ISIS, cu această amenințare absolut permanentă? Păi există o anumită inerție. Gândiți-vă că și în cazul Al-Qaeda, cu toate că era vorba doar de Statele Unite, a durat extrem de mult și practic în sfârșit și o greșeală tactică s-a produs în Afganistan, când ei au preferat să invadeze Irakul în loc să rezolve toate celulele teroriste din Afganistan, durând foarte mult până când Al-Qaeda, hai să zic că n-a fost anihilată, dar oricum a devenit extrem de slabă ca și rețea. Deosebirea este însă că ISIS are o localizare geografică. Exact, exact. Al-Qaeda nu avea o... Exact, bun, exact. Nu vă supărați, l-am auzit pe președintele Hollande de două ori spunând că o să se răzbune și că o să o anihileze și că o să facă și că o să dreagă. L-am auzit pe președintele Obama spunând asta de cel puțin 4 ori, cu subiect și predicat. Și cu toate astea, mare lucru nu se întâmplă. Sau cel puțin așa pare. Nu știu, efectele sunt sinistre. Știți ce se întâmplă? Diferența între președintele Franței și președintele Statelor Unite este că Franța a avut și a cunoscut pe teritoriul ei, la diferență de câteva luni, două atentate extrem de sângeroase, care au arătat că forțele totuși de securitate sunt slab pregătite și informativ și operațional. Pe când Statele Unite, hai să spunem că a mai trimis câteva sute de drone pe teritoriul sirian ca să mai rezolve din câțiva lideri ISIS. Da, sigur nu e de ajuns, fiindcă... În mod evident nu e, adică în mod evident. Exact, spargerea ISIS și probabil ceea ce o să întâmple mai departe, fiindcă
toată lumea consideră că ISIS nu mai are forța pe care o avea cu câțiva ani. Și cu toate astea... Ministerul... Vă rog, domnule Farnaj, eu vreau să dau informație că Ministerul de Externe român a reacționat extrem de prompt. E un comunicat difuzat în urmă cu puține secunde, ni l-au transmis colegii noștri din redacție. Ministerul Afacerilor Externe din România condamnă ferm atacul terorist petrecut la Istanbul, își reafirmă angajamentul de a lupta împotriva tuturor formelor de terorism, statul român fiind partener și aliat în acțiunile de combatere a terorismului la nivel internațional și, în plus, menționează faptul că prin intermediul ambasadei și serviciului consular sunt în legătură cu autoritățile pentru a identifica dacă există români aflați în situație dificilă în urma acestui atac. O echipă consulară specială s-a deplasat deja la Istanbul, la aeroport, pentru a asigura susținere în cazul în care există persoane, și Mircea anunța mai devreme că e vorba de un grup de cetățeni români care se află în aeroport, din fericire, în afara zonei afectate de explozie, după zona controlului de pașapoarte, care însă sunt blocați deocamdată pentru că probabil orarul de zbor al mai multor companii aeriene a fost perturbat. CNN menține ultima cifră avansată, aceea de 28 de persoane care și-au pierdut viața și de 60 de răniți în acest atac. Da, probabil că numărul lor va crește. Imagine noi cu panica din aeroport după momentul exploziei. Le-au transmis colegii noștri și probabil în foarte scurtă vreme le vom vedea. Ele se prelucrează în clipa de față. Sunt imagini de ultima oră venite de la Istanbul și care marchează momentul imediat de după deflagrație. Din păcate am văzut asta și la atentatele de la Atocea și la atentatele de la Paris. Sunt absolut tulburătoare acele secvențe de imediat după explozie, când panica este cea care guvernează întreaga atmosferă de acolo. E greu să te pui în situația celor oameni care văd lângă ei moarte, văd suferință, aud explozia, văd oameni căzând pe jos. Vă dați seama, sunt peste 90 de victime ale acestui atac, răniți și decedați deopotrivă. Din nefericire, această emoție absolut firească în urma unor asemenea drame nu provoacă în plan practic efecte de anihilare a acestor grupări teroriste, provoacă doar promisiuni bombastice ale unor lideri politici care se dovedesc a fi mult mai bun la propagandă decât la acțiune, și aș face cu această ocazie un apel uman către instituțiile de forță din România la decență. Un apel la decență pentru a nu mai specula emoția, cum s-a întâmplat în alte ocazii, că de asta fac apelul la decență de data asta, să nu mai speculeze emoția absolut firească generată de astfel de drame pentru a-și spori puterile, gen legile Big Brother și așa mai departe. După cum observăm, adunarea de informații pare să fie insuficientă în astfel de situații, pentru că a preveni devine tot mai greu, dar a asigura cumva condiții pentru ca acolo, la cauza acestui fenomen, să se găsească soluții, nu se arată că ar fi cineva interesat. Sunt imagini în clipa de față, fotografii de acolo, din aeroportul Atatürk, din Istanbul, unde vă reamintim în această seară a avut loc un atac terorist coordonat. Presa internațională vorbește despre 3 sau poate chiar 4 atentatori care au deschis focul pentru a crea o diversiune, după care au detonat mai multe încălzători explozibile. Este absolut incredibil ceea ce vedeți aici. Sunt imagini din holul principal al aeroportului Atatürk, ca să zic mai devreme, și arma Kalashnikov, cu care primul dintre agresori a deschis focul pentru a atrage atenția forțelor de ordine asupra sa. Acum vedeți imagini filmate imediat după producerea exploziei, cu oamenii care sunt înmărmuriți de groază, s-au culcat la pământ, fără îndoială că e greu să-ți dai seama ce se întâmplă în jurul tău. Au văzut bucăți din tavan, din pereți, căzând, oameni aflați la pământ. Se produce probabil evacuarea zonei respective. Vedem oameni care părăsesc holul. Da, aeroportul trebuie evacuat, s-a decis asta. Exact. Sunt mii, probabil, la ora aceasta, dacă nu zeci de mii de oameni aflați în tranzit prin aeroportul Atatürk, al treilea mare aeroport, 61 de milioane de pasageri procesați
anul trecut. Vedem imagini cu salvările, cu echipele de intervenție care s-au deplasat cu efective importante acolo la aerogară după producerea acestui eveniment absolut dramatic. Nu e primul, din păcate, care lovește Istanbulul, care lovește Turcia, pare să fie o serie neagră, greu de oprit. Domnule Harnagea, sunteți în legătură cu noi în continuare? Da. Totuși, Kalashnikov, deși este o armă foarte fiabilă și ușor de folosit în condiții diverse, este totuși o armă, să-i spunem, mai primitivă față de alte arme de asalt care sunt în acest moment disponibile pe planetă. Ne poate spune totuși ceva faptul că s-a folosit un Kalashnikov și nu ceva mai actual, să-i spunem, din punct de vedere al tehnologiei în acest atac? Kalashnikov este o armă extrem de precisă și, cum să spun, fiabilă, cum spuneați, dar ea a fost exportată zeci de ani în zona Orientului Mijlociu, în zona Africii, după 90 și când marile depozite și zonele unde erau aceste arme din fosta Uniunea Sovietică, fiind disponibilizate, armele au luat tot felul de trasee și sunt cu predilecție folosite, fiindcă sunt ieftine și au o anumită precizie. Sunt ieftine, sunt solide și sunt ușor de procurat. Da, asta zic, sunt ușor de procurat, dar nu e clar. Soluția este printre cele mai ieftine, adică există arme de asalt exact, perfecționate, americane, belgiene, da. Franceze. Dar faptul că s-a folosit Kalashnikov ne poate da un indiciu despre... Exact. Vreau să vă mai spun ceva. În momentul de față, aeroportul este închis, fiindcă nu se știe câte persoane au putut să pătrundă după acel moment de panică din fața aeroportului, când s-a declanșat prima explozie. Din cauza asta, probabil că aeroportul va fi închis până când forțele de securitate vor lua bucată cu bucată, centimetru cu centimetru și vor verifica în zona de bagaje, în zona de trecere, în zona de tranzit, în avioanele care stau să plece, sigur nu vor pleca până dacă mâine dimineață. Gândim la ceea ce s-a întâmplat la Bruxelles cu aeroportul de acolo, a fost mai multe zile închis, traficul aerian, au fost deviate cursele spre celelalte aeroporturi din apropiere, nici acum nu a fost reconstruită complet zona aceea distrusă de atentate, deși au trecut mai multe luni de atunci. Vedem imaginile cu momentul în care oamenii încep să alerge pe holurile aeroportului după producerea exploziei. Avem confirmarea că Victor Ponta se află la Istanbul, urma să decoleze cu o cursă, nu ajunsese încă la aeroport, probabil va încerca să se întoarcă mâine în țară, dar nu se afla în aerogară la momentul Eu am difuzat această informație pe surse chiar la început, avem acum confirmarea, dar nu se afla în aeroport. Nu se afla în aeroport, se afla în drum. Se afla în drum spre aeroport. Iată ce spune corespondentul BBC. Spune că aeroportul la Tatiurk a fost multă vreme văzut ca o țintă vulnerabilă. Exact. Asta ne spune corespondentul BBC. Sunt scanere din acestea cu raze X la intrarea terminalului, dar controlele de securitate pentru mașini sunt foarte limitate. Bun, acum cât de mult poți să controlezi niște mașini care vin la aeroport? Este 61 de milioane de turiști anul trecut au trecut prin acest aeroport. Ar fi putut fi o gară, ar fi putut fi o altă zonă care nici măcar nu are filtre de securitate pe care aeroportul le prevede obligatoriu. Răspunsul nu este... Pregătirea atacului se vede că a fost făcut foarte minuțios, fiindcă ei au știut exact ce vor crea, exact unde se vor produce cele, în primul rând, prima explozie și s-au bazat foarte mult pe reacția autorităților. Sigur, probabil se bazau că acestea vor interveni foarte greu, adică probabil că persoana ar fi dorit să treacă de check-in, să intre în zona terminalului. În mod evident, răspunsul antitero nu este exclusiv în aceste controle de securitate, pentru că exact ce spunea și Adrian Ursu, puteau să ducă într-un mall, puteau să ducă într-o piață, puteau să ducă într-o zonă aglomerată, nu vizau neapărat aeroportul dacă erau niște controle de securitate atât de extraordinare și de eficace. Dar răspunsul antitero nu are cum să fie exclusiv în controle de securitate.
În mod evident trebuie mers la sursă. Câtă vreme sursa acestor nenorociri nu este stârpită, controlele de securitate își dovedesc, iată, uneori limitele. Din păcate, sursa s-a atomizat foarte mult și aici avem de a face cu simpatizanți, cu oamenii care dar exact ce spuneați, ăștia par antrenați, ăștia par pregătiți, ăștia par că urmează o tactică. Ăștia nu sunt niște, pur și simplu, niște neintegrați. Nu sunt ca cel din Orlando. Nu, care se radicalizează. Orlando, sau... Nu, nici vorbă. Da, da. În mod evident, aici avem de a face cu antrenament. Așa cum, de altfel, Paris, am avut Bruxelles, de a face și Paris, la Paris. Bruxelles, exact. Istanbul, exact. Sunt dovadă că avem de a face cu grupări care sunt pregătite pentru asta și să nu uităm, în urmă cu o săptămână venea informația că se deplasează grupări din Siria care pun la cale atentate către Europa. Se vorbea atunci de Belgia și Franța ca noi ținte ale acestor atacuri teroriste. Sigur, Franța, după cum bine știm, fiind și gazda campionatului european de fotbal, ca urmare, cu atât mai tentantă, să zicem, pentru aceste organizații, dar iată că Istanbulul este în continuare vulnerabil, este în continuare în mijlocul acestor evenimente și, să nu uităm, este o țară care are mari probleme în legătură cu găzduirea migranților, cu negocierile care s-au purtat pentru a stopa acest val ce a pornit spre Europa, peste 1,5 milioane, se vorbea chiar de 2 milioane de refugiați care s-ar afla în Turcia. Sunt tabere numeroase, tabere suprapopulate pe care probabil guvernul turc, chiar dacă ar vrea, nu poate să le controleze în totalitate. Încheiem... Mai ales că mai existat emoția că la un moment dat chiar ar putea să deschidă voluntar porțile unor astfel de tabere. Încheiem intervenția noastră de acum cu aceste imagini îngrozitoare. Vor fi știri în 10 minute aici la Antena 3 și veți putea urmări în direct evoluțiile acestei drame absolut teribile. Vă mulțumesc mult, la revedere!